se adâncesc tensiunile dintre Rusia și Belarus. Kremlinul a desmințit joi că ar încerca să destabilizeze Belarus după arestarea în această țară a 33 de ruși, suspectați că ar fi combatanți care pregătesc acte de terorism înaintea alegerilor prezidențiale din 9 august. Există însinuări potrivit cărora unele organizații trimit oameni pentru a destabiliza situația în Belarus. Este evident că nu poate fi cazul Rusia și Belarus sunt aliați, partenerii cei mai apropiați a declarat Dimitri Pescov, purtător de cuvânt al președinției ruse. Potrivit lui Pescov, Minskul nu a transmis nicio informație referitoare la activități ilegale care ar putea fi cauza arestării acestora. Belarus a anunțat miercuri arestarea în apropiere de Minsk a 32 de combatanți din grupul paramilitar rus Wagner, considerat ca fiind apropiat Kremlinului și a unei a 33-a persoane în altă parte a țării. Pescov a afirmat că toți sunt ruși și că alți 200 sunt căutați de autoritățile belaruse. Potrivit Minskului, acești bărbați sunt suspectați de pregătirea unor acte de terorism cu câteva zile înaintea unor alegeri prezidențiale dificile pentru autoritarul președinte Alexander Lukashenko. Liderul belarus a susținut o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate al țării în care a dezbătut problema celor 32 de combatanți ruși arestați. În timpul acestei reuniuni, președintele a solicitat contactarea imediată a părții ruse. Monitorizeze reacția rușilor. Ei se justifică deja că noi i-am adus pe combatanți aici. În mod clar trebuie să-și justifice cumva intențiile murdare. Prin urmare, aș dori să cer tuturor să fie cinstiți și onești în această situație. Dacă persoanele arestate sunt cetățeni ruși, atunci trebuie să contactăm imediat structurile relevante ale Federației Ruse pentru a ne explica ce se întâmplă, a declarat Alexander Lukashenko. Aliate istoric, Moscova și Minsk au relații tensionate de la sfârșitul anului 2019, șeful statului Belarus acuzând Rusia că dorește să-și reducă țara la statutul de vasal și să se amestece în scrutinul din 9 august în favoarea adversarilor săi. În acest context, Belarus și Ucraina au convenit să-și întărească verificările la graniță și să-și extindă cooperarea frontalieră. Această decizie are scopul să prevină orice tentativă de destabilizare a celor două țări, subliniază Ministerul Belarus al Afacerilor Externe într-un comunicat în urma unei întâlniri cu ambasadorii Rusiei și Ucrainei la Minsk. La Kiev, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că va iniția procedura de extradare a unor mercenari reținuți cu o zi în urmă în Belarus. Combatanții arestați fac parte din așa-numitul grup militar privat Wagner, cel mai cunoscut contractor militar din Rusia finanțat de omul de afaceri Evgeni Prigojin, numit și bucătarului Putin, iar un înalt responsabil din domeniul securității din Belarus a declarat că 14 dintre cei reținuți s-au aflat un timp în regiunea basă din estul Ucrainei, unde trupele ucrainene luptă cu rebeli susținuți de Kremlin într-un conflict început în 2014.